Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Martie riscă să meargă puțin diferit față de ceea ce erai obișnuită. Dacă întâlneai de obicei începutul primăverii cu entuziasm, atunci anul acesta nu se așteaptă nimic de genul acesta. Pentru mulți dintre noi, pe primul loc nu va fi înflorirea emoțională, ci treburile casnice. Încă o dată, mercantilismul excesiv care pătrunde în minte, te va împiedica să te bucuri de fiecare minut unic, cu toate acestea, această trăsătură, mercantilismul, va deveni baza stabilității în principalele sfere ale vieții. Pentru cei care se află în procesul de a crea ceva semnificativ și important, poziția planetelor în martie promite progrese semnificative, cu condiția abandonării acțiunilor riscante. Astfel de oameni trebuie să se bazeze pe propriul lor bun simț și pe îmbunătățirea constantă a competenței lor. Indiferent de amploarea sarcinilor, astrele te sfătuiesc să nu petreci prea multă timp în divertisment. Patronii cerești al lunii martie Analizând aranjamentul planetelor guvernatoare la începutul primăverii, nu se poate să nu observ că exaltarea celui mai mercantil ceresc va fi deosebită de pronunțată. În consecință, mulți vor alege să construiască capital mai degrabă decât să construiască dragoste sau castele iluzorii. Mercur nu te va înclina singur către o atitudine foarte serioasă față de bani. În martie, vei avea un alt patron, numai puțin atent, și vorbim despre Saturn. Unirea acestor planete este o combinație excelentă pentru a dedica multă energie unor chestiuni atât de importante precum bătălia pentru aspectul financiar și profesional, încercările de a construi capital, dorința de a reuși în afaceri, creativitate, sport, într-un cuvânt, nimeni nu te va obliga să limiteze ambiția naturală. Tot ce se întâmplă de mulți ani, chiar acum, poate fi întruchipat în realitate dușmanii cerești. În toate săptămânile următoare, trebuie să monitorizeze modul în care se dezvoltă sfera sentimentelor. Faptul este că o Venus cu gânduri negative poate deveni o sursă de mari probleme. Situația va fi agravată de dispoziția supermercantilă din această lună, când doar puțini dintre noi vor împărți în mod egal forța și timpul dintre lupta pentru succesul material și frontul interpersonal majoritatea își vor închide ochii spre ultimul aspect și asta ar fi o greșeală. Indiferent cât de ocupată este viața ta profesională, găsește timp pentru oameni apropiați, comunică mai des cu prieteni, fi interesată de ceea ce se întâmplă în soarta generației mai în vârstă și a tinerelor rude. Încearcă să faci din viața ta personală o priză de încărcare a bateriilor care să te ajute să te recuperezi de la munca grea. Liderii cerești elementelor, din fericire, Martie nu se va transforma într-un teren de testare pentru lupta eternă dintre Venus senzuală și emoțională și antagoniștii săi raționali din persoanele lui Mercur și Saturn. O întreagă galaxie de planete va interveni în materie. Vorbim despre guvernatori suplimentari al fiecărui element specific, semnele apei, rac, pești și scorpion. Vor simți influența planetei Neptun, stăpânul inconștientului le va ajuta să ia intuitiv o serie de decizii importante legate atât de aspectele profesionale, cât și cele personale. Elementele focului, leu, berbec, săgetător, vor fi favorizate de planeta Pluto. El le va învăța să determine adevăratele intenții ale celor cu care trebuie să interacționeze semnele enumerate aceste lucruri lasă speranța de a construi un parteneriat de afaceri cu adevărat profitabil. Semnele aeriene, gemeni, balanță, vărsător și elementele pământului, capricorn, fecioară, taur, pot conta pe ajutorul formidabilului Marte. Această creatură cerească le va înzestra cu trăsături precum credința în ele însele și succesul potențial reprezentanții semnelor pământului și aerului în martie se vor repezi înainte și nimeni nu îi va opri. Acum hai să aflăm la ce sunt predispuse fiecare dintre minunatele semne ale zodiacului. Berbec, pentru tine, martie va fi luminos, intens, îndrăzneț. Vei crede cu sfințenie că meriți carieră și succes personal. Planurile pe care ți le-a stabilit s-ar putea dovedi a fi prea ambițioase, dar în acest caz, vei refuza să te oprești sau să eziți. O astfel de trăsătură precum capacitatea de a te organiza lângă un grup de oameni gata să susține orice inițiativă te va ajuta la succes. Cu alte cuvinte, vei dovedi încă o că porți pe bună dreptate titlul de lider al tuturor constelațiilor zodiacale influența stelelor și a planetelor. Este destul de firesc ca la începutul acestei primăveri să te grăbești cu îndrăzneală în luptă. Nu vei putea fi altfel când de liderul tău tradițional, Marte aprins, înțeleptul Saturn și Venus vor fi de partea reprezentanților acestui semn. Această triadă, desigur, este capabilă de multe lucruri. Cu alte cuvinte, Martie va fi ca un film fascinant în care eroul, depășind apatia, singurătatea, intrigile inamicilor, iese învingător, înconjurată de prieteni iubitori și cu deschiderea către oportunități de carieră. Poziția soarelui în combinație cu Saturn va predetermina tocmai un astfel de început al istoriei, dar deja la sfârșitul primei decade a lunii martie, Mercur va veni în salvare, îți va aduna toți prietenii și oamenii cu aceeași idee starea financiară generală va fi îmbunătățită de poziția lui Venus. În plus, această planetă îți va spori farmecul general și dorința de plăcere. Nu vor exista acele domenii ale vieții în care nu vei pretinde un mare succes. Marte și Saturn te vor ajuta să atingi noi culmiale ale carierei. În tot ceea ce privește frontul personal, poți avea încredere în Venusul iubitor. Cu toate acestea, asigură-te că acțiunile întreprinse în probleme personale nu dobândesc agresivitate marțiană. Da, cu siguranță poți atinge obiectivul prețuit, dar nu trebuie să fii prea imprudentă. În această privință, imperturbabilul Saturn va fi cel mai bun consilier. Vei afla tactul și răbdarea de la această planetă. Acum despre astrul care în martie va deveni un dușman destul de periculos pentru tine. Ferește-te de influențele planetei Pluto, te va face ca un magnet pentru oameni egoiști, dintre care mulți vor avea un trecut întunecat. Acesta este un alt motiv pentru a-ți împregna calmul saturnian și a aplica înțelepciunea inerentă a acestei planete. Viața personală, vei petrece marche călare. Acest lucru se va vedea clar în treburile personale, arătând tact și răbdare cu cei dragi poți elimina amenințarea divorțului, poți stabiliza ceea ce se întâmplă în vatra familiei și poți revigora pasiunea în comunicarea cu un partener de căsătorie. Situația este puțin mai dificilă pentru cele care sunt încă singure. Înainte de a atinge orice obiectiv, ar trebui să te asiguri că acest obiectiv nu este un capriciu. Nu încerca să începe o poveste de dragoste din interesul propriu, din răutatea cuiva sau din sport. Toate cele spuse mai devreme nu te vor face o persoană fericită și mulțumită de sfera interpersonală. Ce să faci, cum să te comporți, în timp ce lucrezi vei da impresia unei persoane serioase, îngândurată și reticentă în următoarele săptămâni. Dar cel mai important lucru este că de la tine vor veni cele mai valoroase inițiative. Există toate șansele de a te dovedi favorabil în ochii conducerii. Antreprenorii Berbeck în martie vor tinde să acționeze ca un strateg foarte înțelept. Nu le va fi dificil să elaboreze un plan pas cu pas pentru modul în care își vor extinde zona de influență a întreprinderii. Acesta nu este un proces rapid, dar până la sfârșitul acestei luni va deveni clar că ai luată decizia corectă cu strategia ta de luptă. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc cu strictețe să ai cu tine o amuletă din monede vechi. Crede-mă, puterea lor este uriașă, întregul secret este că aceasta vorbește în numele tău și devine talismanul tău personal. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni, pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur Astrele îți recomandă să petreci luna martie în strânsă interacțiune cu ceilalți. Aceștia te vor ajuta să realizezi fiecare obiectiv pe care ți l-ai propus, mai repede și mai ușor. În plus, reprezentanții acestui semn vor avea un deficit creativ și mai pronunțat. Unii tauri se vor confrunta cu îndoiala de sine. În general, dacă reușești să depășești problemele descrise mai sus, începutul primăverii va fi roditor și luminos pentru tine. Influența stelelor și a planetelor Vei experimenta un deficit creativ în luna martie numai pentru că planeta cea mai creativă, Uranus, va lua o poziție retrogradă față de semnul tău. Cum se depășește lipsa de idei interesante îți voi spune mai târziu. Deocamdată, este mai important să înțelegi de la ce astre poți conta pe asistență în ceea ce ai conceput. Ca de obicei, vei fi ajutată de liderul tău tradițional, Venus. Această planetă îți va oferi sprijin nu numai în probleme personale. Venus te va învăța să recunoști că nu întotdeauna și nu tot poți face fără ajutorul celorlalți. Așadar, va fi un obiectiv să ai oameni de încredere, cu gânduri similare lângă tine. Și cu siguranță vor apărea. Nu degeaba Pluto va fi al doilea patron al zodiei tale la începutul primăverii. Exaltându-se în constelația ta, Pluto ți va trimite numai cei mai înțelepți, cei mai interesanți, foarte inteligenți oameni, a căror decență nu provoacă nici cea mai mică îndoială. Toate cele de mai sus sunt o modalitate de a te proteja de lipsa de idei creative, care va fi provocată de Uranus negativ. De fapt, nu se va întâmpla nimic teribil, iar tu vei reuși să transformi această perioadă într-unul dintre cele mai fructuoase momente ale biografiei tale, viața personală. În martie, există șanse mari de a obține o bună stare, în treburile personale, nu ar trebui să ascunzi tot ce se întâmplă în sufletul tău, dacă înveți să împărtășești aceste experiențe cu cei dragi, poți conta pe sprijinul și ajutorul lor cu toate acestea, începutul primăverii nu este un loc bun pentru a încerca o relație cu o persoană pentru care a apărut recent simpatia. Limitează această comunicare la formatul prieteniei, fără a exclude posibilitatea ca relația să ia forme mult mai romantice. Ce să faci? Cum să te comporți? În martie, vei putea să aduci la viață ceva demn de laudă. Angajații acestei zodii vor fi cu un pas înaintea tuturor colegilor, datorită perseverenței și muncilor. Aceasta este o perioadă strălucitoare pentru a distribui forțele simultan în mai multe direcții. De exemplu, poți încerca ca antreprenor fără a renunța la poziția pe care o ocupi în prezent. Antreprenorii tau în următoarele săptămâni cu siguranță nu se vor descurca fără cooperarea cu cineva mai creativ și inovativ. Ideile acestei persoane, înmulțite cu abilitățile tale profesionale, vor fi cheia prosperității afacerii tale. Este probabil că în martie vei începe să dezvolți un proiect care va deveni o sursă de venit stabil, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc cu strictețe să ai cu tine o amuletă din monede vechi. Crede-mă, puterea lor este uriașă. Întregul secret este că aceasta vorbește în numele tău și devine talismanul tău personal. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni în lună martie vei avea tendința să demonstrezi în mod regulat frivolitate. Din fericire, acest comportament nu va aduce consecințe negative. Cu toate acestea, are sens să te îndemni la prudență și responsabilitate cât mai curând posibil. La sfârșitul acestei luni, poate apărea o întrebare profesională foarte serioasă, care va trebui rezolvată, tensionând de toate forțele. În general, la fel ca înainte, trebuie să suprimi periodic partea nesăbuită a naturii tale cu două fețe în favoarea sănătății și solidității. Influența stelelor și a planetelor. Poate că vei simți aromele primăverii mai subțiri decât toți ceilalți, în timp ce reprezentanții altor constelații zodiacale dedică timp afacerilor, gemenii vor dori dragoste, divertisment și pasiune. Principalul lucru este să nu treci granițele dincolo de care se termină distracția și romantismul, și începe trândăvirea. Lena în caracterul tău poate fi hrănită de singurul antagonist din Martie. Marte, luând o poziție retrogradă față de semnul tău zodiacal, nu se va opri aici. Datorită atacurilor regulate ale acestei planete, agresivitatea va apărea în comportamentul tău, o tendință de a te angaja în certuri pentru flacuri, dacă nu te oprești la timp, acest lucru va duce la consecințe foarte triste. În ceea ce privește liderul tradițional al semnului tău, Mercur se va arăta puțin în următoarele săptămâni. Indiferența din partea acestei planete nu va afecta în niciun fel starea afacerilor financiare, dar nu vei observa prea multe progrese în acest aspect. Este recomandat să renunți la achiziții mari pentru o vreme și chiar și mai puțin să le faci pe credit. Faptul este că nu poți ști în prealabil care va fi situația financiară sub influența circumstanțelor. Pur și simplu, înainte de a lua un împrumut de la o instituție de credit, asigură-te de solvabilitatea ta, viața personală, viața interpersonală a fiecăruia dintre gemeni în luna martie se poate transforma fie într-o vacanță nesfârșită, fie într-un vulcan care și-a început erupția. Este important să nu permiți schimbări de dispoziție frecvente pentru a complica viața de familie, iar dorința ta de a străluci peste tot se devine un motiv de gelozie din partea partenerului tău de căsătorie. Gemenii, care sunt încă singuri, în această lună vor dori să atragă mereu priviri admirative ale sexului opus. Principalul lucru este să nu te joci prea mult. Există riscul de a da cuiva accidental șansa de a se apropia și apoi de a răni acea persoană. Ce să faci? Cum să te comporți? În timp ce îți vei îndrepta toată forța spre dragoste și timp liber, poate apărea o amenințare pentru bunăstarea profesională. Este o mare greșeală să crezi că răbdarea șefilor, care primesc în mod regulat nemulțumiri va fi nelimitată. Nu permite ca numele tău de familie să fie adăugată la lista candidaților pentru demiterea din funcție. Antreprenorii gemeni sunt cu atât mai încurajați să-și țină urechile deschise. În martie, concurentul tău va deveni activ. Poate că această organizație va găsi o modalitate de a atrage o parte din publicul tău de consum către sine. Aceste lucruri nu se va întâmpla dacă ți evidența ceea ce se întâmplă și ți asiguri în timp util compania împotriva unei potențiale amenințări. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o brățară sau un pandantit cu citrin. Puterea citrinului asupra ta este uriașă? te vei putea manifesta precum Cicero în fața Senatului Romei Antice. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. RAC În lună martie, vei avea o atmosferă favorabilă acasă, în familie. Cu toate acestea, este prevăzută o problemă minoră în munca ta, ești încurajată să întâlnești primăvara fără să-ți stabilești un obiectiv pe scară largă, acum nu este momentul cel mai potrivit pentru a găsi un nou loc de muncă, pentru a experimenta în domeniul finanțelor, pentru a face achiziții mari sau pentru a rambursa o datorie veche. Nu este vorba despre o criză care te va conduce într-o fundătură ci doar despre incapacitatea de a menține controlul de plin asupra a ceea ce se întâmplă. Influența stelelor și a planetelor În lună martie, o planetă va fi deosebită de puternică în viața racilor, viață dominată de succesul comercial și material. Această planetă, vorbesc despre Mercur, va deveni singurul antagonist al semnului tău. La ce să te aștepți de la conducătorul sectorului financiar? În primul rând, tot felul de sughițuri în chestiuni de care depinde bunăstarea materială. De exemplu, ai planificat temeinic un proiect și ai programat începerea acestuia pentru luna martie, dar deja în prima decadă a acestei luni va deveni clar că ceva interferează cu acest început. Cel mai neplăcut lucru este că nici tu, nici partenerii tăi în implementarea cazurilor planificate nu veți putea influența circumstanțele. Într-adevăr, nici o singură persoană de pe planeta Pământ nu este în stare să contrazică Mercurul. Acest lucru trebuie luat în considerare și recunoscut. Cea mai înțeleaptă strategie de comportament pentru tine este aceasta, nu face pași noi, mulțumește-te cu ceea ce ai, renunță la riscuri în domeniul finanțelor. În toate celelalte privințe, martie va merge relativ bine. Liderul tău tradițional, lună, se va ocupa de acest lucru. Indiciile intuitive primite de la astrul nopții te vor ajuta să te înțelegi mai profund și să înțelegi starea de spirit a celor cu care trebuie să interacționezi. Viața personală. Racii știu să iubească, iar începutul primăverii o va dovedi încă o dată. Vei depăși cu răbdare diferențele conjugale care încep în prima jumătate a acestei luni. În curând conflictele se vor sfârși în cele din urmă și partenerul tău permanent vă veți înțelege din nou aproape perfect. Pentru cei care nu au încă o a doua jumătate, în această lună se recomandă să aloce mai multă timp potențialilor cunoscuți. Trebuie să recunosc că, stând singură toată ziua în zidurile casei, absolută nu vei găsi pe nimeni. Începe să duci o viață socială mai strălucitoare. Dacă această opțiune este categoric exclusă pentru tine, Caută ca cunoștință prin intermediul rețelelor sociale, ce să faci, cum să te comporți, luna martie nu va lăsa o amprentă neplăcută asupra aspectului profesional. În același timp, racii majoritatea lor nu vor fi mulțumiți de ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Motivul pentru aceasta va sta în dezacordurile frecvente cu colegii. Lipsa de sprijin moral din partea conducerii incapacitatea de a te realiza pe deplin ca profesionist. Fii răbdătoare! Circumstanțele se vor schimba în curând în bine. Racii antreprenori nu ar trebui să devină descurajați dacă nu văd rentabilitatea muncilor anterioare. Această întoarcere trebuie să vină. Între timp, ar trebui să monitorizezi cu atenție activitatea întreprinderii tale, să faci ajustările necesare fluxului de lucru, să te gândești cum să-ți faci afacerea mai creativă și în conformitate cu tendințele moderne, cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o brățară sau măcar o broșă cu coral roșu, puterea coralului asupra ta este imensă, te vei putea manifesta precum Julieta în fața lui Romeo, un sfat sincer: nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, vei avea o dispoziție depresivă și filozofică în cursul lunii martie. Există riscul de a pierde statutul de leu predător? deoarece comportamentul tău va aminti mult mai mult de obiceiurile unui pisoi care se ascunde de lumea exterioară. Caută ajutor moral de la cei dragi. Dacă situația devine prea gravă, nu refuza să consulți un specialist în domeniul psihologiei. Mult factor vital depinde de cât de repede se restabilește stima de sine normală. Influența stelelor și a planetelor pentru a înțelege de ce formidabilile ei se transformă în pisoi plângăciuși, ar trebui să privești cu atenție aranjamentul planetar. În lună martie, patronul tradițional al acestui semn, soarele, practic nu se va arăta în nimic. În multe privințe, deficitul solar va fi motivul pentru care leii, mândri și persistenții din punct de vedere moral, vor risipi propria încredere în sine. Al doilea motiv bun, din cauza căruia reprezentanții acestui semn vor avea o dispoziție depresivă, vor fi atacurile frecvente de la două planete antagoniste simultan. Este vorba despre unirea Lunii și a lui Neptun. Fiecare dintre aceste planete este responsabilă pentru aspectul senzorial emoțional. Când de Lună și Neptun sunt negative, se manifestă în primul rând printr-o lipsă nesănătoasă de încredere în sine. Nu te deprima dacă intri adesea în butoiul cu melancolie. Acest lucru, din păcate, se întâmplă chiar și cu leul regal. Este mult mai important să înțelegi cum se restabilești o stare mentală normală. Pentru a face acest lucru, mai întâi, amintește-ți mai des despre realizările și victoriile din trecut. În al doilea rând, nu sta să te plictisești așezat în interiorul zidurilor casei tale cu cât ești mai la vedere, cu atât mai repede se va întoarce încrederea că ești încă la mare căutare. Și, desigur, este necesar să îi măsuri pentru a nu pierde acea splendoare, vorbim despre îngrijirea frumuseții și sănătății tale. Viața personală, lei, care au creat deja o vatră de familie puternică și au o relație de încredere cu cei dragi, vor face față mai ușor stării de depresie din martie decât oricine altcineva. Oamenii apropiați te vor ajuta să scoți depresia, descurajarea și tristețea din gândurile tale. Până la sfârșitul acestei luni, îți vei îndrepta cu mândrie coroana pe cap și vei reveni la activitatea obișnuită ridicată. Pentru acei lei care sunt încă singuri, astrele le recomandă sortarea sfaturilor primite de la prieteni. Nu uita! relațiile scurte ocazionale și alcoolul, sau alte dopaje, nu sunt în niciun caz o salvare de melancolie, dar comunicarea cu cei care respectă sportul, dieta corectă, alocă timp unui hobby interesant, te va ușura perfect. Comunicând cu astfel de oameni, te vei infecta rapid cu optimism, ce să faci, cum să te comporți, până când ele nu sunt prea încrezători în ei înșiși. Este dificil să vorbesc despre noi victorii în afacerile profesionale, cu toate acestea, îți vei îndeplini în mod competent și responsabil sarcinile la locul de muncă. Personal sper că martie nu va fi o lună esențială pentru lei angajați, cei care lucrează pentru lei își prezintă un risc ușor mai mare de a suferi, nu aveți voie să vă relaxați nici în pauzele de secundă, atunci când sunteți legați de a face afaceri. De îndată ce te îndepărteze o vreme, concurenții vor profita imediat de acest lucru. Fii extrem de atentă, cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata, pe tine astrele te sfătuiesc să ai cu tine o amuletă din chihlimbar care să fie în contactă direct cu pielea, puterea chihlimbarului asupra ta este uriașă, te vei putea manifesta precum Nero în fața romei antice. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara. În martie vei manifesta sacrificiu și umanitate. Aceste calități vor fi prezente nu numai în comportamentul tău față de cei dragi, ci și în comunicarea cu străinii. Există, de asemenea, o nuanță negativă în ceea ce se întâmplă. Dorința de a ajuta pe toată lumea se va învecina uneori cu naivitatea, de care oamenii la nu vor omite să profite. Ai grijă, influența stelelor și a planetelor. La începutul acestei primăveri. Vei fi la mila a trei planete foarte contradictorii. Patronul permanent al acestui semn, Mercur, va fi prezent invizibil în spatele tău, ajutând la tragerea concluziilor corecte în tot ceea ce privește gestionarea capitalului sau achizițiile potențiale. Pe lângă Mercur, în martie va fi una dintre cele mai senzuale planete și vorbim despre Neptun. Impulsurile primite de voi de la această persoană cerească vor provoca un altruism crescut, care se va manifesta în comportamentul semnului vostru. Al treilea patron al fecioarelor din următoarele patru săptămâni va fi Uranus. Această planetă, devenind exaltarea unei constelații sau a alteia, contribuie la adoptarea unor decizii non-standard, creative. În trecut, fecioarele se gândeau exclusiv cu capul. În martie, o componentă mai importantă va fi adăugată logicii și bunului simț și vorbim despre creativitate. Uranusul te va ajuta să reușești în tot ceea ce ține de creativitate. Există un moment destul de periculos în ceea ce se întâmplă. La începutul primăverii, antagonistul fecioarei va fi Pluto. Din cauza lui, oamenii care vor apăra în mediul tău, ca să spun cu blândețe, nu-ți vor inspira prea multă încredere. Și aceasta se va întâmpla în momentul în care te afli în nori, într-un bun sens al cuvântului datorită lui Uranus, sau manifeste o umanitate excesivă, crezând în Neptun. În general, nu poate decât să sper că patronul vostru tradițional, Mercur, nu vă va permite să pierdeți funcții, autoritate publică și capital din vina unei persoane la come. Viața personală Desigur, disponibilitatea de a ajuta pe toată lumea și în toate este lăudabilă, dar numai dacă această trăsătură nu-ți dăunează familiei și gospodăriei, este extrem de miop să sacrifici pacea în vatra familiei pentru a ajuta un prieten egoist sau un coleg care nu-ți spune nici măcar un simplu mulțumesc pentru acest ajutor. În drăgostiții, acesta este grupul de persoane pe ale căror interese ar trebui să te concentrezi. În ceea ce privește romantismul și sfera sentimentelor, în martie, mulți reprezentanți singurii acestei zodi vor experimenta, se pare, dragoste. timpul va spune că aceasta este o pasiune tipică care se stinge prin cel mai mic dezacord. Ce să faci, cum să te comporți, în domeniul afacerilor, în martie, fecioarele nu vor observa progrese sau probleme grave. Vei putea să ți menții poziția în afacerile profesionale dacă încetezi să asculți sfaturile colegilor tăi la serviciu și cu atât mai multă nu vei sacrifica propriile interese pentru ei. La sfârșitul acestei luni, este prevăzut un proiect interesant în care vei putea aplica creativitatea transmisă de prietenosul Uranus. Antreprenorii fecioară vor putea să-și crească veniturile luna aceasta. Acest lucru va fi posibil datorită combinației unice de creativitate în a face afaceri și experiențe acumulate de-a lungul anilor. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să-ți la tine o brățară sau un pandantiv de malachit, puterea malachitului asupra ta este incredibilă te vei putea manifesta precum făt frumos în fața zmeului. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța În martie nu ar trebui să te grăbești. Comportamentul în care există vanitate în principiu, nu este tipic pentru semnul tău, cu toate acestea, prin coincidență, la începutul primăverii vei cântări din ce în ce mai puțin ceea ce se pune pe cântar, drept urmare, va apărea impulsivitatea, dorința de a obține rezultate cât mai curând posibil în fiecare dintre eforturile tale. Paradoxal, uneori impulsivitatea din martie va fi utilă, influența stelelor și a planetelor. Principala problemă este că în martie vei uita de veșnica ta precauție cu un marte a prins. El va deveni principala te exaltare. Voi vorbi cu siguranță despre influența lui Marte cât mai detaliat posibil, dar deocamdată este necesar să înțelegi unde va fi patronul tău tradițional, Venus, în următoarele patru săptămâni și de ce nu se va arăta în niciun fel. Venus pe acest segment nu va uita de tine, dragă balanță dar nici tu nu vei primi o protecție cuprinzătoare de la ea. Drept urmare, riscul de a face un pas greșit în sfera interpersonală crește. Mai mult, acum, în timp ce Marta este foarte puternic în viața ta, agresivitatea va crește considerabil. Aceasta este o situație tipică când o persoană acționează mai întâi și abia apoi analizează ceea ce a fost făcut. Același lucru este valabil și pentru cuvintele care vor zbura ca o vrabie și care, din păcate, nu pot fi prinse. Dar în patronajul lui Marte, nu se pot căuta doar aspecte negative. Această planetă va neteze în mod vizibil trăsătura care a predominat în caracterul semnului tău și este vorba despre tendința de a pierde timp prețios pe gânduri goale. Dacă am o idee, mă duc direct la ea. Iată strategia ta pentru următoarele patru săptămâni. Este demn de remarcat faptul că niciuna dintre planete în martie nu va prezenta vreun negativ deosebit față de semnul tău. Singurul lucru care trebuie controlat este puterea inconștientului. Așa se vor manifesta atacurile rare ale lunii. Ignoră visele înspăimântătoare. Viața personală la începutul acestei primăveri vei construi o viață personală fără sprijinul lui Venus, dacă înveți să controlezi emoționalitatea excesivă, această perioadă nu se va termina prost, mai mult, devenind mai impulsivă, îți poți revitaliza în mod semnificativ căsnicia, balanțele, care nu au întâlnit încă cea mai mare iubire din viața lor, vor avea dorința de a fi în mod constant la vedere. Atrăgând atenția persoanelor de sex opus asupra lor, aceste lucruri le va ajuta cu siguranță să înceapă o nouă poveste de dragoste, dar personajul ales va fi frivol, mai potrivit pentru afacerile tipice, ce să faci, cum să te comporți, persistența și impulsivitatea marțiană te vor ajuta în afacerile profesionale. Există șanse în fața colegilor de a naviga în schimbările care au început la locul de muncă și de a întoarce situația cu beneficii pentru viitor, pentru balanța care lucrează pentru ea însăși. Evenimentele din martie vor dovedi încă odată că nu numai calculul corect este important în afaceri, ci și capacitatea de a insista pe cont propriu, ideile pe care le împărtășești partenerilor tăi nu vor vedea la început prea mult interes din partea lor. Cu toate acestea, vei găsi cuvintele pentru a-i convinge pe acești oameni de consistența ideilor tale și va fi o victorie foarte valoroasă. Cum să te protejezi? Cum să atrage banii și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să-ți la tine o bucată de coarț roz. Puterea coarțului roz asupra ta este uluitoare te vei putea manifesta precum Ilana Cosânziana. Un sfat sincer, nu crede că toate ofertele de talismane și brățării verificate sunt cu adevărat talismane. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion, martie va fi surprinzător de calm pentru tine. Uneori, reprezentanților semnului tău li se va părea că există ceva fixat în ceea ce se întâmplă. Într-adevăr, pentru prima dată pentru scorpioni, nu există griji sau probleme grave în chestiuni personale și oficiale. Vei fi departe de gândurile mohorâte. Această etapă fertilă a venit atunci când poți lua o pauză de adversitățile lumii din trecut, mă rog, cu comunicări frecvente, somn prelungit și lipsă de stres, influența stelelor și a planetelor. Imaginea planetară din martie pentru scorpioni va fi calmă și extrem de simplă. Patronii tradiționale acestui semn, Marte și Pluto, vor respinge cu ușurință o serie de atacuri scurte întreprinse de Uranus negativ. Judecând obiectiv, Uranus nu este capabil să te oprească în niciun fel cu excepția cazului în care reprezentanții profesiilor creative se vor întreba ocazional, unde a dispărut geniul meu și de ce nu există inspirație? Dar nu uita că primăvara este pe prag, ceea ce înseamnă că îi va inspira cu siguranță pe creatorii scorpioni. Acum despre planetele care vor oferi o natură confortabilă și calmă acestei luni. Patronitei tradiționali, Marte și Pluto. Vor face totul pentru ca scorpionii să nu recunoască probleme majore sau minore în direcțiile vieții. Cu toate acestea, această etapă nu este cea mai bună pentru noi eroisme. Calmul care s-a format din circunstanțe care nu țin de voia ta nu ar trebui să fie spart. Folosește-l mai bine cu beneficii pentru sănătatea și sistemul tău nervos. fă timp pentru a face lucruri pentru care în mod constant nu ai avut suficientă timp liber mergi la antrenamente sportive, citește mai mult, comunică. Cu alte cuvinte, fă ceea ce îți place cu adevărat să faci. Viața personală. În martie, doar câțiva dintre scorpionii vor fi nemulțumiți de evoluția vieților personale. Vorbesc despre acei scorpioni care sunt obișnuiți cu faptul că pasiunile mexicane fierb constant în jurul lor. Dar, aceste pasiuni nu sunt încă așteptate și acest lucru este mai mult un plus decât un minus. Învață să te bucuri de activității liniștite acasă sau caută un nou hobby de familie. Pentru cei care sunt încă singuri, caracterul non eveniment al acestei luni le va permite să se privească din exterior, va deveni clar că există o mulțime de lucruri înainte, care vizează atât îmbunătățirea internă, cât și cea externă. Primăvara este, de asemenea, momentul perfect pentru a-ți actualiza garderoba sau pentru a face câteva experimente mari cu coafura. Ce să faci, cum să te comporți, în timp ce s-a format o pauză în jurul scorpionilor, este posibil și necesar să aduci încetă la perfecțiune proiectul pe care faci un pariu mare. Începutul acestei întreprinderi va avea loc puțin mai târziu. În timp ce îți perfecționezi abilitățile profesionale, nu refuza să câștigi o nouă experiență, caută -o, o abordare a colegilor dificili. Antreprenorii Scorpion, în martie ar trebui să analizeze activitățile organizațiilor concurente. Gândiți-vă la modul în care această experiență de lucru vă poate fi utilă. În general, veți fi mulțumiți de modul în care propria afacere se dezvoltă și va exista o tendință ascendentă în aceasta. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu onix. Puterea onixului asupra ta este colosală, te vei putea manifesta precum zmeul zmeilor. Un sfat sincer: nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător, în martie vei depăși deficitul de vitamine din primăvară. Din fericire, acesta va fi singurul motiv de îngrijorare. Cu eforturi adecvate, Bunăstarea ta se va recupera suficient de repede, ceea ce înseamnă că nu va exista niciun motiv pentru a abandona activitățile și divertismentele planificate anterior. Timpul liber în martie se va dovedi cu adevărat luminos, dar uneori va deveni motivul pentru care trebuie să economisești la toate. Influența stelelor și a planetelor. Analizând aranjamentul planetelor, nu se poate să nu observ că nu vor exista intrigi special în privința săgetătorului în această chestiune. Vei avea un singur patron și antagonist. Trebuie să începi cu acesta din urmă. În următoarele patru săptămâni, săgetătorul va fi interferat activ de un celest, în puterea căruia stă aspectul material. Mercur va încerca să supere stabilitatea pe care a atins-o odată în sectorul financiar. Dar acesta nu este principalul lucru. Cel mai trist lucru este că nu vei putea prevedea cum se va termina această cheltuială complet inofensivă. De exemplu, vei face cumpărături pentru casă, vei goli semnificativ bugetul familiei și imediat după aceea vei primi o invitație la un eveniment scump, de exemplu, la o nuntă sau la aniversarea unei rude apropiate. Vor fi multe astfel de situații și nu pot fi calculate. Singurul lucru pe care îl poți face este să lași întotdeauna o anumită sumă în cont pentru o urgență. Cu toate acestea, în martie, vor exista o mulțime de aspecte pozitive. Acestea sunt garantate de liderul tău tradițional, Jupiter el va face totul pentru ca săgetătorul să-și consolideze autoritatea publică și să primească oferte de locuri de muncă interesante. Viața personală La începutul acestei primăveri, săgetătorii nu vor putea fi numiți în mod clar cartofi de canapea. Sunt așteptate o mulțime de evenimente interesante, divertisment și întâlniri prietenoase, care îți vor permite să spui că viața personală este strălucitoare și dinamică reprezentanții semnului tău care au familie sunt încurajați să și controleze comportamentul mai strict. Nu-i oferi celelalte jumătăți un motiv să fie gelos. Cei care sunt încă singuri vor putea câștiga cu ușurință atenția de la sexul opus în martie. Cu toate acestea, nu vei dori să începi o nouă poveste de dragoste? iar motivul pentru aceasta este incapacitatea de a determina în cele din urmă personalitatea acelui pe care ești gata să-l numești suflet pereche. Aceasta este o întrebare care trebuie într-adevăr abordată cât mai serios posibil. Ce să faci? Cum să te comporți? În timp ce lumea se întâlnește cu primăvara, săgetătorii vor avea o mulțime de idei neobișnuite despre cum să consolideze autoritatea la locul de muncă. Printre aceste idei se numără un proiect foarte extraordinar, pe care îl vei propune mai întâi conducerii și, prin urmare, vei începe să-l aduci la perfecțiune în mod altruist. Unii dintre voi vor face schimbări foarte bune de locuri de muncă în această lună. Cei care sunt în afaceri vor avea, de asemenea, o setă de inovație. Deocamdată se recomandă limitarea acestui proces la ceea ce nu poate fi amânat pentru mai târziu. De exemplu, desfășurați o campanie de PR pentru produsele sau serviciile voastre, lucrați la crearea unui logo unic și, desigur, nu respinge ideile interesante din partea personalului, cum să te protejezi, cum să atrage bani și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu lapis la zulii. Puterea acestei pietre asupra ta este imensă, te vei putea manifesta precum David în fața lui Goliat. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn. În martie, Capricornii vor avea nevoie de tăcere și singurătate. Aparent, va exista oboseală din cauza numărului imens de sarcini care au fost deja puse în aplicare în acest an. Nu va fi rău dacă pleci în vacanță chiar acum. Dacă acest lucru nu este posibil, adesea acordă-ți dreptul la odihnă. Este important să înțelegi că nu ești un robot, ci o persoană vie cu propriile slăbiciuni. Nevoi și înajunsuri Influența stelelor și a planetelor În martie te vei confrunta cu o lipsă de energie, în special deoarece vei rămâne fără protecția soarelui. Această stea va fi singurul antagonist pentru reprezentanții semnului tău. Unde va fi cel mai mult, pot să apară somnolență, melancolie, dorința de a te ascunde de lumea exterioară. Simptomele enumerate mai devreme nu sunt uneori altceva decât o manifestare a uneia dintre bolile psihosomatice. Da, voi dragi capricorni, suferiți de ele mai puțin decât oricine altcineva. Cu toate acestea, după cum am menționat deja, nu sunteți roboți, ceea ce înseamnă că riscați, de asemenea, să permiteți o situație în care pierderea echilibrului în sfera emoțiilor să conducă la sănătate precară. Fă totul pentru a preveni sau a depăși această afecțiune cât mai curând posibil, crește durata somnului, ia complexe de vitamine, mergi mai des, stabilește-ți zilele de eliberare emoțională. Pentru a face acest lucru, limitează periodic comunicarea și fluxul de informații, de dragul de a face ceva care îți oferă o plăcere specială, din fericire, în general martie nu-ți va aduce consecințe triste în actualități. Patronul tău tradițional, Saturn, se va ocupa de acest lucru. El, la rândul său, nu îți va permite să ții răsești ultimele puteri într-un proiect de anvergură, aducându-ți astfel sănătatea la nivel corespunzător. Cu alte cuvinte, nu este încă timpul pentru a te demonstra erou și nici pentru implementarea ceva de granit. Viața personală Capricornii care decid să petreacă martie comunicând într-un cerc îngust al celor mai apropiați oamenii vor avea dreptate. Scenariul ideal pentru această lună arată astfel. Ia-ți o vacanță și petrece timp singură cu partenerul tău de căsătorie. Locul acestei sărbători poate fi o stațiune de sănătate sau undeva la munte. Cei care nu s-au întâlnit încă cu dragostea vor dori din greu să facă multe cunoștințe noi la începutul acestei primăveri. Limitând comunicarea la câțiva prieteni apropiați, vei avea perfectă dreptate. Cu toate acestea, chiar în acest moment, va veni înțelegerea că cineva de sex opus dintre cunoscuții tăi buni te interesează foarte mult. Analizează-ți sentimentele și fă concluzia corectă. Ce să faci? Cum să te comporți? În martie, unele dintre sarcinile inițiate anterior vor înceta. Asta este normal. Timpul care reprezintă stagnarea semnului tău zodiacal ar trebui folosit pentru viitor. Gândește-te cum să aduci proiectul actual la perfecțiune, să corecteze greșelile, să începi să ți construiești profesionalismul. Va fi util pentru antreprenorii din Capricorn să și încredințeze o parte din afaceri unui reprezentant de încredere. Nu-ți face griji, într-o perioadă în care nu poți dedica cantitatea adecvată de energie dezvoltării afacerii, nu se va întâmpla nimic ciudat, lucrează calm pentru a-ți îmbunătăți bunăstarea. Aceasta este sarcina principală acum, cum să te protejezi, cum să atrage banii și noroc, multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie cu malachit, puterea malachitului asupra ta este foarte mare, te vei putea manifesta precum un titulescu al diplomației. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni, pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran vărsător. Pentru tine, lună martie va fi plină de evenimente și cu rezultate productive. Există multe lucruri în față, a căror implementare cu succes va atrage succes profesional și material. Sunt prevăzute încasări financiare din surse necontabilizate. Principalul lucru este să abordezi corect ceea ce se întâmplă și să nu irosești întregul buget cu achiziții care nu sunt atât de necesare. Cu alte cuvinte, bucură-te de noroc, dar nu uita că se poate termina mai devreme sau mai târziu. Influența stelelor și a planetelor La începutul primăverii, una dintre cele mai autoritare planete va fi exaltarea celor născuți sub constelația vărsător. Vorbesc despre Mercur, la mila căruia se află succesul financiar și profesional. De aceea te poți bucura de un noroc nespus în această perioadă. Este logic să cumperi un bilete de loterie. Banii vor veni literalmente de nicăieri. De exemplu, la un moment dat, va apărea o persoană care a fost ajutată să scape de probleme cu multă timp în urmă și această persoană va anunța că este pregătită să-ți transferă o sumă mare în semn de recunoștință. Este imposibil să prezică exact cum va crește venitul tău. Un lucru este clar, sursa veniturilor financiare nu va fi doar munca. Bucură-te de acest noroc nespus. Liderul tradițional, Uranus, va fi de asemenea departat în 1 martie. Maestrul creativității, invenției și științei îți va oferi cu siguranță sfaturi valoroase cu privire la modul de gestionare a veniturilor crescute. Cu toate acestea, asigură-te că aceste idei sunt în contact cu realitatea. Faptul este că în următoarele patru săptămâni, Vicleanul Pluto va lua o poziție retrogradă față de semnul tău. Datorită atacurilor sale frecvente, există riscul de a pierde tot ce ai câștigat cu sprijinul lui Mercur. Renunță la risc în toate manifestările sale și nu înceta să evaluezi raționalitatea fiecăruia dintre potențialele proiecte. Viața personală. În ceea ce privește sentimentele, în martie vărsătorii nu le vor da suficientă putere. Deocamdată, Aspectul material va fi mult mai important pentru tine. Din fericire, rudele și un partener pe termen lung vor respecta ceea ce se întâmplă. De îndată ce ai timp liber, amintește-ți de existența acestor oameni și fă le plăcere cu ceva plăcut. Vărsătorul singuratic va întâlni primăvara fără prea mult romantism, și aceasta se întâmplă într-un moment în care vor avea loc deodată mai mulți cunoscuți curioși și promițători. Nu trebuie să permiți ca apariția bruscă a mercantilismului să te forțeze să renunți la sfera afecțiunii iubitoare. Cel puțin, nu te împiedica să te întâlnești sau să discuți cu cineva în mediul virtual. Ce să faci? Cum să te comporți? Creșterea financiară pe care mulți vărsători o vor observa nu va avea prea multe de a face cu ceea ce se întâmplă în viața profesională a reprezentanților acestei zodii altceva decât sfera profesională va deveni o sursă de venit. În ceea ce privește locul de muncă permanent, acesta nu îți va oferi niciun entuziasm sau motiv pentru a fi mândră de tine însă îți poți încorda puțin relațiile cu colectivul de muncă. Nu este recomandabil ca antreprenorii vărsători să investească venitul crescut într-un fel de proiect bazat pe pasiune. Respecta aceste fonduri până când ai o idee cu adevărat utilă pentru viitorul afacerii tale. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata. Pe tine astrele te sfătuiesc să porți o bijuterie din aur de la mama. Puterea unei bijuterii moștenite sau dăruite de mama ta are asupra ta o influență mare te vei putea manifesta precum albă ca zăpada la întâlnirea cu Prințul Salvator. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești Peștii în martie trebuie să acorde o atenție deosebită bunăstărilor reprezentanții acestui semn vor simți mai acută decât oricine altcineva cum este deficitul de vitamine de primăvară. Este prevăzută o scădere a nivelului de vitalitate și aceasta este o problemă care nu poate fi ignorată. Trebuie să faci totul pentru a rămâne în rând cu ceilalți. Există multe lucruri importante în față și va fi enervantă dacă le lași să plece datorită faptului că nu te simți suficientă de bine influența stelelor și a planetelor. La începutul primăverii, peștii vor trebui cu greu să reziste singuri la loviturile planetelor neprietenoase. Liderul tradițional al acestui semn, Neptun, cu greu se va arăta în lună martie. Singurul lucru de care se va ocupa această planetă este intuiția de neegalat a peștilor. La fel ca înainte, poți căuta în siguranță indicii despre ceea ce se întâmplă în adâncul subconștientului asta este tot. Fii tu că ce altfel Neptun te va judeca și te va lăsa tetatet cu unirea a două planete destul de redutabile. Este vorba despre Pluto și Soare. Lumina zilei, care este responsabilă de potențialul energetic, se va îndepărta de pești. Acest lucru va duce la schimbări de dispoziție ascuțite, somnolență, apatie, lipsa de dorință de a te trezi, Lipsă de forță pentru a finaliza chiar și cele mai de bază proiecte, dar Pluto va fi și mai agresiv, această planetă va decide să vă inspitească dragi pești, cu un succes ușor, aceasta este o situație tipică în care nu trebuie să uiți că brânza gratuită este doar în capcane, fiecare propunere primită în martie ar trebui analizată din mai multe poziții simultan. O opțiune și mai corectă este de a renunța la tot ceea ce se bazează pe entuziasm, tot ceea ce implică risc sau presupune probleme cu legea. Viața personală Când începe primăvara, peștii vor uita de romantism, probabil că nu le vor mai rămâne puteri pentru a-i mulțumi pe cei dragi cu căldură și grijă. În primul rând, ar trebui să ai grijă de tine. Nu îți fie teamă să ceri asistență celor pe care chiar tu i-ai ajutată de mai multe ori. Nu ezita, prietenii, rudele și un partener obișnuit vor înțelege totul și nu vor refuza să-și asume unele responsabilități, peștii, care nu au încă o a doua jumătate, nu vor dori să construiască o nouă poveste de dragoste, deși vor apărea premise destul de obiective pentru aceasta, în mod ironic, chiar acum, când nu sunt pregătiți să dedice cantitatea adecvată de energie sferei sentimentelor, Va apărea o persoană care și-a manifestat simpatia sau o persoană care a fost curtată de multă timp va răspunde. Depinde de tine să decizi în ce etapă să părăsești acest tip de comunicare. Ce să faci? Cum să te comporți? Situația din afacerile profesionale nu va cauza prea multă îngrijorare peștilor. Cu toate acestea, mai multă deodată sau de două ori în această lună va trebui să stabilești alte orientări. Poate că vei primi o ofertă de muncă tentantă. Poate că vei primi un răspuns de la un potențial angajator. Poate că ți va fi încredințat un proiect care necesită o concentrare maximă. Toate cele spuse mai devreme sunt un motiv bun pentru a avea grijă de tine, pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și a te apuca mai repede de treabă. Același lucru este valabil și pentru cei care lucrează pentru ei înșiși. În martie, vei vedea o șansă obiectivă de a reuși. Poate că acest lucru va fi facilitate de eliminarea unei organizații concurente. Nu pierde timp prețios, puțin mai multă persistență și poți extinde semnificativ influența afacerii tale. Cum să te protejezi? Cum să atrage bani și noroc? Multă vreme am căutat răspunsul în manuscrise vechi și predicții, dar am găsit răspunsul pe astrogramata pe tine astrele te sfătuiesc să porți un pandantiv, brățară sau inel cu topaz. Puterea topazului asupra ta este uriașă, te vei putea manifesta precum Alice în țara minunilor. Un sfat sincer, nu crede în bancurile cu brățări și talismane vândute de personaje de carton pe la televiziuni. Pot fi simple lucruri de duzină cumpărate de la tarabe chinezești. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!